gospodari, noi vă spunem tuturor. Dar în această zi specială știm că aici la dumneavoastră este o persoană foarte importantă. Doamna Tatiana, care este omagiată. Corect, doamna Tatiana? Noi suntem echipa surpriză la domiciliu și în această zi specială venim la dumneavoastră cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului, care astăzi, din păcate, nu pot fi aici alături de dumneavoastră. Da. Coșulețul acesta cu fructe este pentru dumneavoastră, poftim. Care o să-l dăm cuiva să facă? Mulțumim! Bravo! Și de asemenea, avem aici pentru dumneavoastră o tortă foarte frumoasă. Este pentru dumneavoastră, dar o să o iau cuiva să vă ajute. Eu veți servi mai apoi cu cei dragi. Și buchețelul acesta frumos de flori, de asemenea, este pentru dumneavoastră. Poftim! Vă dorim și noi mult sănătate, pași, pasă pământul, liniște, popoară. Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază, să ne tărească ploaie pământul nostru, să rodească pământul. Și care sunteți tineri, să ne Dumnezeu și Maica Domnului, să creșteți și să ajungeți și în vârsta mic, la așa vârstă. Noi, doamna Tatiana, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Din partea cui sunt toate aceste cadouri și această surpriză minunată? Cum bănuiți dumneavoastră? Din partea cui sunt? Nu știu, nici nu vă recunosc, nici... Pe noi, vă dau un indiciu, că pe noi ne-a trimis cineva astăzi să venim la dumneavoastră să vă mânăm toate aceste cadouri, căci ei nu pot fi astăzi aici alături de dumneavoastră. Cine nu poate să fie alături de dumneavoastră? Cine? Am copilaș care mă doare inima. Pot vă spun că e greu la bătrânețe când am ieșit fără copilaș. I-am crescut, s-a dus de lume, i-am rămas să murim în patru păreți. Mă chinui. Doamna Tatiana, noi vedem citirea mesajului. Dumneavoastră ascultați-l cu atenție și poate din mesajul de felicitare vă veți da seama din partea cui este această surpriză. În această zi, dragă mamă, care este specială ție, îți urăm din suflet numai zile pline de bucurie și zâmbete. Îți mulțumesc că mă cuprinzi cu dragostea ta mereu, chiar dacă atunci uneori suntem îndepărtați. Scumpă mamă, noi îți suntem alături cu sufletul și îți urăm un sincer la mulți ani de ziua ta. Dumnezeu să te aibă în pază, să-ți ofere toate bunătățile vieții și să guși din ele în preajma celor mai dragi persoane ție. La mulți ani! Doamna Tatiana, sper că din mesajul de felicitare v-ați dat seama din partea cui este mesajul acesta de felicitare. Cine astăzi nu poate să fie aici alături de dumneavoastră? Nemunii mei e cel mai mare și le-am văzut. Am alta în Italia, iar cu ani nu i-am văzut. Doi încă, care au crescut fără mamă, că n-am un, nu știu cum să mai spun de ei, Tania cu Marcia. Bine, vă spunem noi, doamna Tatiana, ca să nu vă ținem în suspans, că surpriza aceasta minunată, mesajul acesta de felicitare și toate aceste cadouri vin cu drag din partea fiicei Nadejda și a ginerului Gheorghe. Ei vă iubesc foarte mult și regretă că nu pot fi astăzi aici alături de dumneavoastră, dar vă doresc un sincer la mulți ani și noi cu toții îi spunem la mulți ani! Doamna Tatiana, și dacă aveți, să le spuneți un mesaj de mulțumire celor care au organizat surpriza sau orice doriți dumneavoastră să le spuneți lor, spuneți-le aici. Orice doriți. Ei vor vedea. Și să le spun, le mulțumesc
s-a îmbătrânit, la asta a vrut să dea, nu m-am gândit să ajung. Și dacă o doriți sufletele lor să facă așa ceva, îi mulțumesc că azi sunt la mâine Domnul știe. Și ei, cum le doresc lor sănătate, să ajung și ei în vârsta mea, nu mai puțin, nici mai mult, măcar în vârsta mea să ajung și atât grămăjoară. Și atunci să vadă și înseamnă când ești în grecă fața Pământului. Nu sunteți singuri, aveți o mulțime. Uitați-vă cât sunt astăzi alături de dumneavoastră. E drept, dar e corect, că parcă îți spun că eu parcă azi nici nu știu unii spun, că de multă vreme nu mi s-au adunat, care mi sunt suflet și care mă doare sufletul să-i văd, să-i și mai aproape, și în țara lor, să mă duc și eu la dânsi și să-i ajut și eu cât și pot, măcar cu un copil să-i aduc de mână. N-am așa o nevremea și mulțumim Dumnezeu că și mi-e dă și mulțumim Dumnezeu și avea copii. Bravo, doamna Tatiana! Foarte frumoase cuvintele. Păcat că nu sunt toți alături astăzi de dumneavoastră fizic, dar sunt cu sufletul și cu inima, cu toți alături. Mamă, vreau să-ți doresc la mulți ani, să fii sănătoasă, câte zile mi-ai avut de trăit. Mi pare rău că nu suntem alături de Matale, dar cu inima și cu gândul suntem mereu la Matale. Și îți mulțumesc din suflet, ai fost tot timpul alături și de copiii mei, nu numai de mine, dar de copii. Nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că te-o ținut pe picioare și ne-ai îndrumat pe drumul cel bun. Și ai fost sănătoasă, puternică, răbdătoare și îmi cer iertare că poate și nu te sun când mă tale aștept. Dar cam după posibilitate și eu, că nu prea am timp. Viața, dacă ne-a despărțit așa de tare și așa de departe, noi îți dorim la mulți ani să fie așa sănătoasă, voioasă, puternică și să-ți mai zic, nu știu, sănătate și Dumnezeu să te aibă în fața Lui. Eu sunt mulțumită că de la surpriză, la surpriză au acceptat cu gust în ultimul moment, le mulțumesc din suflet, cu acceptarea și cererea noastră și din suflet le mulțumesc și lor și mă tare tot din suflet îți mulțumesc și chiar la cartou cu vita, chiar la fruita. Așa să vii acasă. Și noi, doamna Tatiana, din partea echipei Surprize la Domiciliu, vă dorim mulți ani fericiți, sănătate cât mai multă și cât mai puternică și bucurii de la copii, de la nepoței, de la toți cei dragi dumneavoastră. Un sincer la mulți ani! Bravo! Să păstrați felicitarea, cât sunt cuvintele fiicei dumneavoastră Nadejda și a ginerului Gheorghe. Și când vor reveni acasă, o veți reciti împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, bunica să trăiască, la mulți ani. La mulți ani!